Să nu uităm totuși faptul că suntem încă pe loc retrogradabil, să nu uităm faptul că n-am adus decât un singur punct în deplasare, deci n-am realizat mare lucru. Euforia prea mare din rândul chiar a suporterilor și a oamenilor care m-am întâlnit pe stradă, mi-e teamă să nu îi afecteze pe jucători, că deja dacă am făcut un meci bun cu Rapidul și am câștigat cu Târgu Mureșul, deja suntem salvați. Grigoraș este surprins de valul de entuziasm care îl înconjoară de la sosirea la Târgu Jiu, dar suporterii au tot dreptul să fie entuziaști. Grig a început cu 2 victorii și un egal în Giulești, după un joc în care doar arbitrii au împiedicat pe Panduri să plece cu toate punctele. Cu toate acestea, Grigoraș este conștient că echipa este încă pe un loc retrogradabil, cu doar 13 puncte din 14 meciuri și încearcă să domolească atmosfera prea veselă de la antrenamente. Să nu ne surprindem singuri. Este lucru de care mi-e frică cel mai mult. De aceea, toată săptămâna și în toate discuțiile pe care le-am avut cu jucătorii, ideea a fost să ne păstrăm seriozitatea, ritmul și angajamentul de care am dat dovadă până acum. Chiar dacă acum lumea are așteptări din ce în ce mai mari de la echipă, Grig spune că este imun la presiune și nu are insomnii noaptea. Sunt învățat cu presiune de genul ăsta, nu mi-e frică sau nu mă apasă, stați liniștit, dorm liniștit. Nu e niciun fel de presiune asupra mea. Presiune e atunci când văd că echipa nu joacă. Pandurii s-au antrenat și astăzi în Mocirla de pe Municipal și vor pleca mâine spre Alba Iulia. Jocul cu Universitatea Cluj este programat sâmbătă de la ora 14.